Bun găsit, sunt Elena Ciolac și vă prezint emisiunea informativă Evenimentul Zilei. De mișcare, joc și sport au avut parte mai mulți copii din raionul Soroca. Acțiunea a făcut parte din proiectul MUV, susținut de Fundația Elvețeană Ter de Zom. Copiii s-au distrat de minune și au primit și cadouri. Circa 100 de copii din raionul Soroca au participat în cadrul mai multor jocuri sportive. Evenimentul Fair Play a fost organizat în cadrul proiectului MUV, care are ca scop promovarea protecției și respectarea dreptului copilului. La baza proiectului MUV se află metodologia MGS, mișcare, joc și sport. Este o metodologie care este practicată de către animatorii care au trecut prin formările în cadrul proiectului dat. Copiii în cadrul acestor activități se simt foarte bine, adică în special punem accentul pe respect, pe colaborare, toleranță, încrederea în sine. Copiii au format echipe și au fost implicați în diferite jocuri, în toate ajutați de animatori. Aceste jocuri au un caracter psihosocial și ei se simt relaxați, se simt foarte bine, se încadrează plăcut în asemenea jocuri, devin mai cooperativi și totodată mai responsabili. Este fotbal, căsuțele locatare și cu tremurul, jocul delfinii, mingea în 5 pase, volei cu reguli speciale, chiar și fotbal cu reguli speciale, unde joacă și fetele. Surpriză pentru copii a fost prezența antrenorului principal al selecționatei de fotbal de tinere din Moldova, Serghei Kirilov, care susține proiectul MUV și n-a ezitat să joace o partidă de fotbal cu micii soroceni. Când copilul crește fericit și se simte important în societate, atunci avem un viitor. Și prin evenimentele și activitatea organizată de Ter de Zom, noi ajutăm copiii. Am trecut printr-o experiență care înseamnă experiența unui fotbalist și prin această experiență pot ajuta foarte mult. După ce au jucat fotbal și s-au distrat de minune, copiii au fost menționați cu medalii și cadouri. Eu sunt din satul Rublenița și am venit cu prietenii să jucăm la jocurile sportive și ne-a plăcut foarte tare, au fost concursuri interesante și mulțumim organizatorilor că a făcut așa concurs pentru noi. Care joc ți-a plăcut cel mai tare? Fotbalul. Ai primit și o medalie? Da, toți am primit câte o medalie. Am învățat să jucăm bine, să ne distrăm și a fost foarte interesant. Am primit o medalie ca să am pentru amintire pentru toată viața. Foarte bine a fost astăzi pe teren. Mie mi-a plăcut cel mai mult teren fotbalul. Noi am câștigat o medalie, dulciuri și o maică și o șipă. Evenimentul Fair Play organizat la Soroca și-a propus să atragă atenția actorilor cheie asupra situației copiilor și modalităților de ameliorare a bunăstărilor prin activități sportive. Astfel de acțiuni au fost organizate în 3 regiuni ale țării, Soroca, Ungheni și Chișinău. La Soroca au participat copii din 6 localități ale raionului. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet surtv.info.md. La revedere!